Mă numesc Simona. Am 34 de ani, iar viața mea nu a fost niciodată simplă. Dar cine poate spune că a lor a fost? Mă consideram o femeie puternică. Aveam o carieră stabilă, prieteni pe care mă puteam baza și mai ales pe el. El, Andrei, era centrul lumii mele. Partenerul meu, cel care mă făcea să râd când zilele erau gri și să cred că totul va fi bine. Chiar și atunci când nu era. Dar totul s-a schimbat. O clipă nefastă, un apel telefonic, și lumea mea s-a prăbușit. Astăzi sunt aici, într-o cafenea mică de pe strada noastră preferată, dar sunt singură. Nu doar fără el, ci fără versiunea de mine care eram alături de el. Încă mă întreb cine sunt acum. Ce fac? Cum merg mai departe? Nu sunt aici ca să impresionez pe nimeni sau să cer compasiune. Sunt doar o femeie care încearcă să înțeleagă unde a greșit și cum să se ridice din nou. Am luat decizii proaste, recunosc. Cea mai greșită dintre ele a fost să încerc să nastup durerea cu ceva sau cu cineva care nu avea nimic de a face cu vindecarea. Dar cred că, înainte de a merge mai departe, trebuie să vorbesc. Și asta încerc să fac acum. Povestea mea nu e despre deznădejde, ci despre greșeli, lecții și, poate, într-o bună zi, despre iertare. Despre cum să te regăsești, chiar și atunci când crezi că e imposibil.